Dragi surori și frați în Hristos, Dumnezeu ne dă și în acest an bucuria de a sărbători nașterea Fiului Său, Iisus, Mântuitorul nostru, Crăciunul. Crăciunul este sărbătoarea bucuriei și a speranței, deoarece Dumnezeu însuși vine la noi pentru a ne arăta cât de mult ne iubește și cât de mult este atașat de noi oamenii. El vine la noi pentru a risipi întunericul din lume și pentru a aduce în inimile oamenilor lumina speranței și a iubirii sale. Dar Dumnezeu vine la noi în modul cel mai surprinzător. Acesta este semnul. Veți găsi un copil înfășat și culcat în iesle. Așa sună anunțul făcut de înger păstorilor de la Betleem în noaptea nașterii lui Iisus. Dumnezeu preferă să pună într-o iesle ceea ce are El mai scump, mai prețios, pe unicul Său Fiu, Mântuitorul nostru. De ce face El acest lucru? Pentru ca noi să învățăm să nu alergăm după aparențe, să nu judecăm după ceea ce vedem cu ochii și să nu apreciem după trăsăturile exterioare. Dumnezeu vrea, în schimb, să învățăm să privim și să simțim cu ajutorul inimii, cu ochii credinței. Încă ceva, venit în mijlocul nostru, pruncul Iisus nu a fost singur, ci a fost înconjurat de iubirea părinților săi, de cea a păstorilor, a magilor și a altor persoane. Sărbătorind nașterea lui Iisus, să învățăm și noi frumusețea de a fi împreună cu ceilalți, de a ne apropia de ceilalți. Chiar dacă timpurile dificile pe care le trăim ne impun o oarecare distanțare fizică, să lăsăm ca sufletele noastre să vibreze de simțământul că suntem împreună, că Iisus este al nostru, al tuturor, iar noi suntem ai Lui. Conștienți că El poate să însănătoșească relațiile dintre noi, să ne adunăm cu încredere în jurul Său, asemenea unei familii, și să participăm cu credință la celebrările liturgice care se desfășoară în comunitățile noastre, în parohiile noastre. În această perioadă grea de încercare, avem mare nevoie de speranța pe care doar El, Hristos, ne-o poate da. El care a venit în mijlocul nostru și care s-a făcut în toate asemenea nouă, în afară de păcat. Iată de ce am ținut să dedicăm timpul acestui an liturgic temei speranței. Noi, în calitate de creștini, avem motive de speranță atâta timp cât suntem atașați de Iisus Hristos și câtă vreme credem că El este inima vindecării noastre. Să ne hrănim din această speranță pe care să o împărtășim și celorlalți, mai ales persoanelor care suferă în trup sau în suflet. Să trăim această mare și frumoasă sărbătoare cu inima larg deschisă, pentru ca Iisus să intre în ea și să rămână mereu în ea. Numai astfel îl putem oferi și celorlalți. Numai astfel vom putea să-i încurajăm pe cei care trăiesc alături de noi. Vă doresc tuturor un Crăciun fericit și un an nou plin de speranță. Sărbători binecuvântate tuturor!